Pe picior. Sigur? 99,9. I'll be back. Am venit la X Factor pentru am lua revanșa. Maestre, te-ai întors. Am revenit. N-aș putea zic că m-am făcut de râs. Am rămas așa mai în dubii pentru voi. Pare că ești un pic tensionat și încorsetat. Sigur. Americanii zic tense. Eliberează-te. Desfă-ți... Francezii cum zic, mă? Ia stai, lasă-l că e... Sesui, sesua? Nu te ca... Cum, mă? Sesui, sesua? Și am ajuns celebru pentru două vorbe. Care? Sesui, sesua? Sesui, sesua? Sesui, sesua? Sesui, sesua? Și de ce mor femeile? După ciocolată și pătrățele. Vreau să-mi spui cum s-a modificat viața ta după ce te-am pus în valoare. Am fost în valoare și înainte să mă... vă cunosc pe voi. Ieșeam în evidență prin simplu fapt de a mă... să zic, mă puneam la bronzat sau ceva. Mă deam cu ulei de măsline, făcând foarte mult sport, având anumite forme ieșite foarte bine proporționate. Înseamnă ceva când te întorci acasă sau la locul de muncă să apar la X-Factor? În principiu, toată lumea mă strigă pe stradă. Te cunosc oamenii după 4 minute la televizor? Mă cunoșteau și înainte, dar acum unii insistă să le dau autograf și din nou. Nu cred. Online, virtual, m-au căutat, sunt disperate după mine și după pătrățele mele. I'm sexy and I know it. Îmi plac foarte mult încălțările tale, de unde le-ai? Sunt făcute la comandă. Sunt pe mărimea ta? Turnați pe picior. Bun și sacou. Tot la comandă. Am foarte multe haine făcute la comandă. De la mov, la roșu, la portocaliu, galben, albastru, crem. Am avut și alb. Oriunde mergi, contează prima impresie care o dai. Ceea ce vom face în continuare la X Factor va fi ca și o surpriză pentru toți cei trei jurați. Vreau să rămână fără să aibă cunoștințe de cauză. Mai frumos e show în sine, dacă n-ai cunoștințe despre el, să fie așa ca și o surpriză și să rămâi impresionat, plăcut, surprins. Azi e ziua în care voi lua 3 de da. Cel puțin. 3, 2, 1. Asta e. Asta e. Hola, como? Como stai, señorita? Matale, ești... Probabil mă știți după Sesui Sesua. Ia uite cine a venit, Sesui Sesua. Am venit mai pregătit, am luat de canto. Câte ore de canto ai făcut? Dacă poți să-mi spui cu aproximație, te rog. Aproximație un an. Calculat la pauzele și vacanțele care le iau elevii, 2 ore pe săptămână. 4 săptămâni, să zicem, pe lună, fără anii bisecți, da, 8 pe lună. 56 de ore au fost. Minus examenele și... Deci, practic, minus examenele este 40, minus duminicile 28. Plus dacă ar fi sărbătorile legale... Hai să... Practic 4 plus ore. Anii bisect. Ăsta, bisectul... Deci rămâi la vreo 2 ore. Cam așa. Asta e. Eu sunt tare curios să văd cu ce te-ai pregătit anul acesta, cine te susține. Am un prieten în backstage, coleg de muncă. Unde lucrezi tu? În Mehala. Ce faci să lucrezi? Să scărcăm, încărcăm, scândură, lucrări de tâmplărie mai mult. Tâmplărie? Sunteți tâmplari? Da. Cine e romanticul incurabil? Eu sunt romanticul incurabil. Se știe, uite, pe ecran, Dani este cu colegul tău de la Valhalla. Prima surpriză a fost decolată. Prima surpriză.